Diana Enache, prima reacție după ce s-a aflat că ar fi însărcinată. Ce spune artista despre copil? Cine e viitorul tătic? O veste bombă a fost anunțată chiar astăzi. Aceea că fica lui Adrian Enache, Diana Enache, în vârstă de 26 de ani, ar fi însărcinată pentru prima oară. Cancan Ro a publicat imaginile în care Diana Enache ar apărea în noua postură cea în calitate de viitoare mamă, Diana Enache, prima reacție după ce s-a aflat că e însărcinată. Ce spune despre sarcină, fica lui Adrian Enache și-ar fi schimbat deja garderoba și a ales să se îmbrace mult mai lejer și să poarte pantofi mult mai comozi. Mai mult de atât, aceasta ar fi început deja demersurile pentru procedurile sociale necesare în cazul femeilor care urmează să devină mame. Reporterii Spainus Ro au contactat-o pe Diana Enache pentru a-i cere un punct de vedere referitor la aceste imagini. Ea a ales să nu declare nimic, însă a precizat că toată lumea va afla exact cum stă situația la momentul potrivit informare. Setările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie-urile social media pentru afișarea acestui tip de conținut modifică setările. Diana Enache ar fi însărcinată în patru luni cu toate că nu a confirmat sau infirmat informații conform căreia ar fi gravidă. Potrivit sursei citate anterior, tânăra ar fi însărcinată în luna a patra. Viitorul tată al bebelușului pe care Diana Enachel ar purta în pântece este fiul lui Sorin Ovidu Vântu. Unul dintre cei mai influenți afaceriști români, Ionuț Vântu, Diana Enache și Ionuț Vântu formează un cuplu de aproximativ patru ani. La finalul anului trecut, Diana Enache declara într-un interviu că își dorește ca împreună cu partenerul ei de viață să devină părinți și că ar vrea să-și refacă ușor după sarcină.